supă, cremă de ardei cu fasole. Ardei copt. E un delișiu, nu alta, un delișiu. Dacă respecti rețeta și nu ți se trimit ingredientele la tine în bucătărie, o termen de grabă. Vă leu și poftam. Costic o mâncat, dar eu încă nu. Dragi poftijoși, vreau să fac o nemaipomenită supă cremă, că mi-era dor de nu mă ajung, unde mai pui că și dietetică, unde mai pui că și de post, unde mai pui că e potrivită pentru toate gusturile și toate neamurile de poftijoși. Dragii mei, ingredientele cele mai aici în fața mea le găsești ca de obicei acolo jos în descriere. Dacă nu le găsești, fuguța pe chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi toate aceste ingrediente cu pași de preparare, cu ingrediente, cu tot ce trebuie să-ți iasă, ceea ce trebuie. Așa că hai la treabă. Supă cremă de ardei copt, cu roșii și cu fasole. Da, n-o să-ți vină să crezi ce cremozitate o să dea Chef Paul Constantin la această supă. Hai să-ți arăt cum o pregătesc, că se face simplu, ușor și cu toate la îndemână. Repede și de grabă. Așa că să trecem la treabă. Am aici 50-60 ml de ulei de floarea soarelui. Nu l-am cântărit, dar e cam pe acolo. Pun așa în oală, de vreo 5 litri, cam așa. După ce ai pus uleiul, lași o leacă să înjingă, nu mult, vreun minut. Și dai drumul la două cepi medii. Tocate la cuțit, mai mărunțel, mai mașcat, mai cum dorești tu. Că-i supă cremă, practic nici nu are importanță cum o tai. Numai să nu o pui întreagă, că o să durezi o leacă până șerbi. Ai pus aici, nu stai pe gânduri și pui și sarea. Am aici ca 5 grame de sare, pun. Am și o leacă de chiper, tot acum am să-l pun, că mi-e place o leacă să simt gustul din nucă. Și da, când dă chiperul leacă de foc, parcă își mai pierde și din tării, dar se aromatizează mai bine. Mie așa mi se pare. Pun și o linguriță rasă de chiperi. Și mai am aici, mai am și niște usturoi, doi căței. I-am tocat la cuțit, îi pun și pe ăștia. Și pentru că am zis că se fac și repede și de grabă, nu pierdem vremea absolut deloc. Pun și rădăcinoasele. Am aici jumătate de morcov. 50 de grame de morcov tăiat cu buleții mărunți. Iată, l-am pus. Mai am aici o tijă de țelină apio, deși e verde, tulpină de țelină. Iată, asta. Dă gust, aromă, tot ce trebuie. Pun aici. Mai am și un pătrunjel rădăcină, de la mai micuț, tot vreo 50 de grame. Pun și pe ăsta și deocamdată iau răbdi un linguroi și amestec în oală. Da, așa cu amestecare vreo 4-5 minute. Să se caramelizeze toate, să-și lase aroma, să se îmbibe aromele între ele și să lase un fond nemaipomenit pe fundul acestei oale. Hai, ne auzim o leacă mai încolo. 5 minute mai târziu, dacă o-i găsă. Dacă nu, și-o-i găsă, aia pun. După 5 minute. Ei bine, nu stăm, că dacă stai, stă norocul. Mai învârți o leacă în oală și vezi matare aici, am adus lângă mine o litră de apă. Apă șerbinte de la izvor, de acolo, din spatele meu. Și aici am ceea ce se vrea a fi delicat de casă. Da, delicat de casă, făcut anul trecut sau când l-ai fi făcut, cu dumneavoastră. Știți deja despre ce-i vorba și dacă nu ai, e timpul să faci, că o să-ți placă din numa. Și am să-ți arăt de ce o să-ți placă din numa. Să-l las aici la recomandări, să te uiți după acest video, să-l vezi. Că e simplu ca bună ziua. Două cubulețe delicat de casă, făcut de subsemnat. Îi dau drumul aici. Ia, l-am pus în litra asta de apă, apă șervinte. Acum nu mai murdărește altă lingură sau furculiță. O iei pasta de la oală și treci așa. Ia uite tu și frumos transformi eu apa în gin, pardon, apa în sup, supă de legume. Că da, delicatul ăsta de casă e făcut din legume. Și privește și tu cât de ușor am făcut o super supă din apă șerbinte de la izvor și două cubulețe de delicat de casă, făcut de maestru. Care maestru? Ăla cu șumic? Ăla nu e maestru, ăla e doar pasionat de bucătărie, în al gătitului. Și da, îți pregătești o surpriză nemaipomenită cât de curând. Stai pe aproape, stai pe aproape și să vezi despre ce e vorba. O să-ți placă din numai și sper să-ți placă din numai. Hai, e visul meu de viață. Dar vin cu detalii la momentul potrivit. Așa că stai pe lângă mine că ai să vezi despre ce e vorba. Ai ajuns până aici? Te felicit, că meriți. Am să iau să pun ardei. Da, dau drumul la ardei că a trecut deja 5 minute de când stă și apa și se caramelizează frumos. Ia, am aici, nu o stimin, 50 de grame de ardei copt. Pus la congelator, tot împreună, că le-am filmat pe toate, că de când fac mâncare pe YouTube, toată lumea știe și mănâncă acasă. Așa că am aici 450 de grame de ardei copt. Ardei capia, ardei gras, copt, n-are importanță, ia cât ai, stai. Îl pun aici. Iau linguroiul, că mă mai joc așa o leacă. Și ca să nu pierd vremea, ca de obicei, am să-i pun și în teritoriu de fișcă. Pardon, nu în teritoriu de fișcă, ci ăla care dă cremozitate. Fasole, domnule, că fasole am pus la români, îi mănășirească. Aș fi pus linte roșii, că merge și lintea roșie, merge și așa verde, dar n-am avut. Și ca să mă duc până în oraș, trebuie să aștept vreo 26 ori să trec din bariera cu asfaltarea, că acum în campanie tot asfaltează. Și să fac o conservă de fasole boabi albă, atâta sub tot. O pun aici. Iată așa
Ce? Continui cu amestecatul. Da, până acum spui și eu am făcut aici acolo, doamne, și eu am făcut. Ei bine, nu mă îmbunătăți, ce putea să fac? Amesteci ditate cu ditate și o să iasă ditate cu ditate. Da, crem. Crem de la crem. Hai, încă 3-4 minute, mai învârș eu așa prin oală, numai bine îți dezvoltă zaharul caramelizat pe fundul oale. După 3 minute lungi. După 3 minute lungi, ei bine, și crezi că am să fac? Am să pun o linguriță rasă de șimbru, șimbru uscat. Nu pun foarte mult, că nu vreau să ecranez bunătate de sub. Ha, pun aici. Ce mai am aici? Mai am și o conservă de roșii. Roșii de șaia micuță, na, tot de la conservă, că e greu cu asfaltarea. Pun și pasta, în suc propriu, o conservă. Iată așa, dai cu amestecare, iată așa. Cât lași? Nu o lași mult. Tot vreo 3 minute. Așa că, stimate editor, dă mai departe. Dă mai departe să treacă timpul să nu le consumăm timpul degeaba la poftișoși, că după aia ni sară în cap. Câteva momente mai încolo. Câteva momente mai încolo, odată și am pus roșiile, vor desprinde zaharurile caramelizate de pe fundul oalei și le vor întoarce înapoi în, evident, supa noastră, viitoare noastră supă cremă de ardei copt cu fasole. Vai leu, o nebunie o să iasă, nu altă. Ia uite tu, deja e cremozitate în oala asta. Ei bine, după alte 2 minute, deja roșiile s-au întâlnit cu celelalte ingrediente și au făcut treabă bună. Nu se putea altfel decât treabă bună. Iei zama asta care ai făcut-o și o pui peste și ai în oală. Ia ca așa. 1 litru. Dacă vrei supă mai lungă, mai pui o leac de apă. Dacă nu, las-o așa. De acum și să zic, dă foc o leac mai mărânțel, că nu te mai grăbești nicăieri. Na, e aproape tot gătit. Nici nu are sens să-ți mai spun că trebuie să mai fiarbă, maxim un sfert de oră și gata. Drept urmare, am să pun și o lingură bună de boia de ardei dulci, ca să mai accentuăm o leac treaba. Ia, am pus-o, iau și amestec și pofticioșilor un sfert de oră să șiarbă. Să șiarbă la foc mărânțel, că atâta s-o putut. Practic, când îți gata rădășinoasele și sunt roșia că s-o pătrunzi ghinii, ai terminat cu zama asta. Și complicată și greu, văleu, văleu. Dacă vezi că e prea groasă, nici o problemă. Mai pune o leac de apă. Dacă nu și îți place așa mai grosuță, las-o așa. Tu ești șef. Tu ești șeful la tine în farfurie. Mie mi se pare că o să mai trebuiască o leac de apă și cred că am să mai pun vreo 200 ml, poate chiar jumătate de litru. Hai, ne auzim într-un sfert de șase. Așa că, dragilor, ia cât o trecut cele 15 minute de când stă supica asta și fierbe. S-a făcut și morcovul, s-a făcut și pătrunjelul și roșia, totul e exact cum trebuie să fie. Acum ce rămâne de făcut decât să dau un blender? Simplu ca bună ziua. Și supica e gata, cât ai spune, supă cremă de ardei copt cu fasole. Hai la treabă! Ei bine, e gata. După 1 minut și jumătate de învârteală, o ieșit și aia și trebuie. Dragii mei poftișoși, și rămâne de făcut decât să pun și eu într-o farfurie și să ne pregătim de mare degustare. Fac și eu așa un aranjament cu niște mămăligă prăjită și cu o leacă de măsline, aș zic și eu, și vedem și ies. Dacă și trebuie sau nu, că vorba aia, vreau să țin de post, că dacă îi pun o leac de parmezan, tu poți să pui dacă nu ți-i post. Dacă îi pui o leac de parmezan, zic că e de frumos, vai leu, și ai făcut acolo. Așa că las-o așa, de post, să și iei de post. Supă, cremă de ardei cu fasole, ardei copt. Hai, ne auzim de grabă cu farfuria pus. Pofticioșii mei, am făcut bunătate de supă, bunătate de supă de ardei copți cu fasole și roșii. Da, totul se face foarte simplu. Nu o să spun decât că durează vreo 20 de minute dacă ai totul pregătit. Da, numai le-ai trântit în oală, ai învârtit o leacă, ai pus și trebuie și gata, ai obținut o supă nemaipomenită. Așa că în cele ce urmează dăm voie să-ți prezint gustul ăsta minunat. Că numai eu știu și gustare și... Dar tu fă rețeta că o să-ți placă de numai și de post. Na, trebuie să mai diversifici și în post. Nu poți mânca numai măligă, barabule și orez. N-ai cum așa ceva. Ah, și paste, că e la mare căutare în perioada asta. Dragilor, haideți să vedem ce a ieșit aici, dacă e ce trebuie sau nu. Că, sincer, arată senzație. O cremă, o supă cremă pe cinste, nu alta. Ia uite, am făcut și un model din mămăligă. Aici am niște măslinuță. Aici am câțiva fulgi de ceapă. Și hai să vedem cum e. Iau așa, prima dată. Simplu. Wow. Măi, oameni buni. Dar nu-i dișagă cu așa ceva. E un delișiu, nu alta. Un delișiu. Cu mămăliguță. Cu fulgi ăștia de ceapă. Vă-le leu și bune. Merge din minune. Și să mai zic. Dacă mă pun o leacă de-a vin lea, o termin de grabă. Un preparat pe cinste, o supă cremă nemaipomenită.
Musai să o faci. Musai să o faci. Și să-ți mai spun. Decât, îți mulțumesc că te-ai uitat până la final, îți mulțumesc că ai fost alături de mine ca de fiecare dată, că îmi dai cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciez pe pagina de Facebook, că mă urmărești pe TikTok și Instagram, că îmi dai cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai nou că mă vizitezi pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cum de preparare, să știi ce e de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor vedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi fămă de amintiri mereu pofticios cu gândul la bunătatea asta de supă cremă de ardei copt cu fasole. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți, sănătoși și bine dispuși data viitoare. Pa, pa și toate cele bune. Eu mai rămân o leacă. Mai rămân o leacă că e dighin. Uite, dar și bune.